Ei, salut, ai prieteni, înainte de a începe episodul principal, vreau astăzi să vă prezint serverul greenmore.ro, Greenmore RPG. L-am alături de mine pe Borsec, salut! Salut, salut! Și alături de el astăzi vom încerca să prezentăm serverul. Borsec, este serverul tău, prin urmare microfonul este al tău, în timp ce eu mă joc pe aici cu comenzi, deci mai văd anumite sisteme, te rugăm să ne prezinți mirobolantul Greenmore. Bun, deci pentru început să începem cu joburile. Dacă tastezi Slave Jobs, vezi acolo că ai fermier, trucks, arms dealer, drug dealer și așa mai departe. Ok. Și la Fish este făcut un sistem care e magazin lângă și de acolo poți să, dacă vrei să vii și tu. Fac să ia aici helper, admin, pentru că probabil asta contează. Da, da, da. Păi helperul și adminul se ia pe activitate. De exemplu, dacă ai activitate pe server și nu știi cât de cât comenzi, ai o vârstă necesară, poți să avansezi în grade. Și facțiunile la fel, la 21 o să alegem liderii facțiunilor. Ok. Uite, pe la mine. Ok, îmi place cum arată facțiunea. Acum dacă dăm slash fish, get job. Stai, unde dau get job? Ah, aici. Uite, sau? Uite aici. Aici, să vedem cum este sistemul de fish. Ok, bine, cu Y, deci mai mișto. Ok, bun. Și acum mergem aici și dăm slash fish, da? Da, 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 dai slash fish, după intri acolo înăuntru și mergi și-l vinzi. A, și asta de repede, nu trebuie să mai mă duc în altă parte, nu trebuie să mai fac nimic. Nu, 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 că ai magazinul gen lângă, nu trebuie să mergi cât trebuie să mergi cum e la alte servere, știi ce zic? Asta e o chestie foarte interesantă, am apăsat asta space când a apărut peștele pe ecran. Da, 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 trebuie să apeși space ca să-l prinzi. Și acum ajung aici la fish shop și... Intri, stai. Și te duci acolo în față. Stai, 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 tu sell, stai că m-am blocat, așa. Tu sell fish, press F. Ok, și am apăsat F, ai primit și un achievement pentru ok. Prinde un pește terminată. Hai să vedem acum cum arată dealership-ul între timp ce tu mai prezinți altele. Păi bun, prețurile la dealership sunt puțin cam mari, dar se și dă bonusuri ca lumea la început. O să dăm PP-uri multe, bani mulți, până când crește serverul. Și eu zic că o să vă permiteți chiar și un inferno, dacă chiar munciți fish, arts dealer, drug dealer și așa mai departe. Așa arată dealership-ul. Putem vedea aici și pe GPS comenzile aferente. Mă rog, locațiile aferente unde putem găsi sunt clasificate frumos aici. Ok, avem aici și biserică, spring, spin and roll, adică slash spin, pariuri sportive, mask shop. Ok, ce e asta mask shop, că n-am văzut până acum. Dă-i gotul la mine. Avem acum și sistem de stage. Am văzut și neoane, cred că toată lumea le știe. Și neoane, da, da, da. Hai să vedem mask place și... Buy mask, poți să cumpăr o mască, fii atent. Ai, ce tare. Mișto, un fel de sistem de costume, dar un sistem de costume... Da, da. Mamă, ce e asta? Bine, să vedeți un pic. Mamă, să vedeți un pic diferit pentru faptul că am skinurile HD sunt un pic modificate, dar așa arată. Așa arată masca normală, am adăugat-o și pe cealaltă și cred că cu mask sau cu ceva, nu, o singură mască putem avea. Nu, că dacă aveți gen, n-aveți mod, pe cred că o să se vadă ok. Nu, că se vede ok și așa. Nu, se vede ok, numai că e masca cealaltă peste, aia verde, am cumpărat-o inițial. Dar Spune. Arată ok. Ok, mai departe. Ce puteți ce poți să ne mai arăți? Dai-o-te la mine. Aici avem pe Giliad, avem sistemul de crate, gift box și roll point și spin points. Deci toate sunt aici. Sunt toate aici la un loc. Ok. Vehicle crate, transcendent. Aici, știu că nu scrie, dar dați voi aici. Dăm și mie roll point. Stai că stau acum. Și spin points, get gift și gift points. Da, mai multe chestii avem nevoie da, pentru a da. Și vă arat că... Avem aici Vehicle Crate, Transcendent Crate, hai să cumpărăm un Transcendent Crate cu puncte Premium, Premium Points, acum dăm slash Open Crate și Open Crate și vedem aici Transcendent Crate și se va deschide imediat crate-ul, avem slash Shop, un shop pe care probabil îl știm deja, este destul de similar cu ceea ce am fost neobișnuiți până acum, cu VIP Chat-ul am deschis un Transcendent Crate, vedem și am primit o grămadă de bănuți, VIP Chat-ul, avem VIP Chat? Da, VK sau nu mai știu cum era. Așteaptă 10 secunde. Mă rog, am spamat un pic. Probabil VK este VIP chat-ul. Dacă dau roll, nu ai roll points și nici spin point. Aba, da, spin da. Uite, un KK 400, 8 puncte de respect, 7 de rob. Acesta este sistemul de spin, adică de... Nu, de ruletă. Roll points-urile la fel. Pac, pac, pac. Sunt două chestii diferite, dar fac cam aceeași chestie. Gift box-ul avem aici. Ok, mai departe. Bun, la stage sunt două... Dai gata dusă. Da.
Da, cred că așa pe toate serverele Da, acum, nu știu. nu, sunt ok, sunt, în sistemul de neoane este aici în dreapta unde putem cumpăra o mașinuță, o ducem aici și punem neoane pe ea și tot ceea ce considerăm noi că ar Da, trebui și în stânga să fie stage. tunat. Și stage-ul aici în stânga, cred că știm cu toți sistemele acestea. Și vreau să vă spun despre case și despre bizuri, pentru că este puțin mai diferit. Scrie slash licitație. Ok. Nu, stai așa. Deci... Goto House, da? 52, orice casă, orice casă. Dă-i Goto la mine. Așa. Uite, vezi aici, nu ți apare Bui House sau Bui Biz la bizuri, știi? Așa. La licitație scrie slash licitație și, de exemplu, vor mai mulți player casa asta, știi? Da. Și ei se adună 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cât vor ei, care vor casa. Și un admin care are grad mai mare sau chiar eu sau nu, băieții care o să aibă gradul mai mare, o să spună, tu oferi mai mult, mai puțin, cât oferi, știi? Și cine iasă, cine dă cel mai mult, lua la casa. Primește casa. Da, da, da. Am înțeles. Și la fel, și la biz. Deci se vor atribui pe bază de licitație. Asta e mișto. Asta e tare. Gen că dacă cumperi case multe și o să fie balamul cum să cum ar fi, știi? Ok. Frumos, și interesant. Și la mașini, puteți să spawnați doar 5 mașini. Cu slash nu, fie, nu, nu ca să nu fie lag pe server, dar așa e mai bine. Să n-aveți... Uite, dar stai așa, că... De exemplu, voi o să aveți maximul de sloturi 10, dar o să-l punem la 50, să vă puteți cumpăra cu PP-uri. Scrieți la shop și acolo e shop-ul. Da, da, l-am prezentat mai devreme. A, ai prezentat? Avem foarte multe chestii. La chestia aia cu custom house-ul de jos de tot, da. Trebuie să intrați pe panel, dar este în lucrare. Și se poate face o casă personalizată. Da, 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 ceva de genul. Bun. Să vă puneți ce interior vreți voi, să... Prin urmare, aveți IP-ul serverului, zi tu, zi tu. Aveți IP-ul serverului în descriere. Și dacă doriți să încercați, aveți IP-ul în descriere și puteți să-i acordați o șansă lui greenmore.ro. Și da, intrați, vă așteptăm un număr cât mai mare. V-am spus, o să se acorde bonusuri cât de cât bune. Prin urmare, hai pe greenmore. Ei și salutare prieteni, bine v-am găsit la ultimul clip, nu de pe canal, nu, calm, ușor, calm. Ultimul clip înainte de Paște, eu începând de mâine de pe data de 30 voi fi plecat până undeva pe marți, deci vreo 3-4 zile. N-a trebuit să-mi simțiți lipsa pentru că las acest clip astăzi pe care îl puteți urmări și bineînțeles toate celelalte 1000 de clipuri de pe canal cu siguranță le puteți urmări din trecut, așa că nu cred că e o foarte mare problemă dacă lipsesc câteva zile, dar ne putem auzi pe Instagram, pe Facebook cum ne auzim noi tot timpul, așa că zic să trecem la tema episodului de astăzi. Cum ați văzut în titlu, v-ați fi gândit mamă, e un episod foarte special, un episod în care vin clipuri din trecut cu staff, în care nu și-a făcut Swift, în care acum are venire în forță. Ei bine, cei drept zile trecute, anume ieri, suntem în căutarea de staff, detalii accesând următorul link, mi-a sărit în față și am accesat următorul link. Aparent aici se pare că Sartor, mă rog, Sartor, lead, conducerea, are nevoie neapărat de admin, de 5 admin, zice aici, 5-10 helper de nivel 1 respectiv 2. După cum zice aici, se pot reîntoarce în staff cei care au deținut funcția în trecut, numai târziu de acum un an și jumătate. Minim admin nivel 2 pentru revenire în staff ca admin și helper nivel 2 sau minim 6 luni vechime ca helper pentru revenire în staff, înapoi ca și helper. Ne rezervăm dreptul nu știu ce. Ei bine, ce am aplicat, mă rog, am scris și eu o cerere pe care puteți să o vedeți aici, trebuie doar să las linkul și ceea ce zic eu de ce cred că ar-și merita înapoi. Acum poate este contraintuitiv pentru că v-am spus de multe ori că eu nu mai vreau, nu mai am timp de staff, nu mai am timp de admin, dar este un foarte mare dar aici, căci treaba de admin 4 se poate face în special de pe web, nu am timp de stat pe codați, m-am referit, nu am timp de stat la war-uri, ore în șir, nu am timp de postat dovezi, luat păreri, banat codați, iar dovezi, iar randări de clipuri pentru codați, pentru că treaba cu codații la war, ca și de la admin 1 până la admin 3, este
foarte, foarte consumatoare de timp și foarte nasoală. La admin 4 se împarte un pic altfel. Vă readuc aminte că eu am fost demis atunci de la admin 4 pentru, am primit downul acela pentru activitate slabă în numărul de ore și pentru una, două mici scăpări pe care le-am avut în treaba mea de admin 4, dar nu pentru activitatea slabă din, de pe web, de pe Discord sau ce mai face un admin 4. Tocmai de aceea la admin 4, da, pot spune că aș fi avut timp pentru admin 4, aș mai fi filmat și clipuri cu voi în timpul în care făceam treaba de admin 4, pentru că este cât se poate de transparentă. Deci ideea mea era că vreau să revin doar ca admin 4 și atât, nimic altceva, ceea ce am scris eu aici în cerere. Iar răspunsul a fost din partea lui Eduard: mulțumim pentru aplicație, însă răspunsul este unul negativ, deoarece nu este nevoie de admin nivel 4 și activitatea a fost una nesatisfăcătoare. Toate cele bune. Cei drept, nu mă gândeam că o să mă primească înapoi în staff, dar am zis să scriu acest tichet, bă, să vedem ce răspuns primesc sau dacă primesc un răspuns și nu sunt complet ignorat. Aparent am primit un răspuns foarte rapid, ceea ce în mod normal nu prea se întâmplă, deci cred că a citit un admin aplicație, a zis lui Sartor sau mă rog cuiva, lui Sartor mai mult ca sigur, băi, aplica Swift, no, dă-l în map pe Swift, gata, nu, respinge din stare, nu stăm la să ne gândim. Așa că, da, nu am revenit ca admin 4, deși am încercat treaba asta, încă o dată la admin 4 treaba asta cu totul altfel, nu ai nevoie de foarte, foarte mult timp pentru a face ceea ce trebuie să faci ca și admin 4. În schimb, dacă ești admin 3, 2, 1, ai nevoie de foarte, foarte mult timp pentru special events organizers, pentru complaint-uri, dacă erai și admin 3, complaint-uri și pentru war-uri și pentru multe alte chestii care necesitau foarte mult timp. La admin 4 este o treabă mult mai lejeră, de pe site, de pe web, din joc destul de rar, o treabă care mie îmi plăcea să o fac și cu voi pe filmare. Tocmai în ideea asta mai am aplicat, pentru că făceam și treaba și acoperam și timpul pe care în mod normal l-aș fi alocat filmărilor. Ok. Hai să punem și inactivitatea. Am vrut să pun aici cu voi inactivitatea pentru că eu o să plec începând de mâine, de săptămâna viitoare va fi cu inactivitate, cred, inactivity request. De fapt nu, dacă plec, dacă că acum mi-a picat fisa, deci nu pot să pun mai multe. Ba da, pot, de pe 3-a, 5-a, 2 săptămâni. Dacă mâine plec, asta vine data de 30, 31, 32, ceva gen, deci săptămâna viitoare ar trebui să mă întorc. Bă, nu cred că o să, nu, de fapt nici n-ai nevoie să fii demis aici, nu. Nu trebuie să pun în activitate, pentru că în activitate mă scutește de raport, eu mă întorc, deci n-ar trebui să pun în activitate. Băi, hai să verificăm acum, pentru că știu că n-ai nevoie de făcut o activitate lunară. Să fi schimbat ceva între timp și eu nu știu, dar nu să nu mă trezesc cu demitere. Activitate, membrii care nu aduc suficient de contribuții unei facțiuni, vii când dați inactivi, sancțiune de demitere. Cei inactivitate? Și doar să vă țin un loc ocupat, aha. Toate cele din activitate se fac numai pe website, un membru are dreptul la cel mă 14 zile odată la... Așa, nu au deplin activități, așa, cu cei de nu au voie, au voie să conecteze pe server și să joace, aceștia vor fi scutiți de raport de activitate, vor fi până săptămâni de raport în curs, nu știu ce, raport de activitate, fiecare membru nu știu ce, ok, deci n-am treabă cu activitatea, deci putem merge în joc lejer să ne jucăm, zic, că doar de aceea este un joc. Bun, băieții, ne-am conectat în joc, cred că am filmat pe site undeva la 5-6 minute, deci suntem undeva pe la jumătatea clipului, după calculele mele. Salutare, salutăm peste tot, salutăm cum făceam noi odinioară pe toate chat-urile. Bine, odinioară erau și chat-urile admin și helper chat, dar hâzjonurile nu mai sunt acum. Duty Hill, suntem la LVPD, nu știu exact. Raportul e gata, sigur e gata, da, e gata, am făcut și unul în plus, dacă nu mă înșel. Ce faci? Filmezi. Din ce în ce e mai mort serverul, zice acolo lui, și are foarte mare dreptate. După cum ați văzut și adminii, nu mai există nici helperii, nu mai există, recrutează-i de unde nu-s, că n-ai de unde să alegi, și adică nu mai merg pe metodele tradiționale, recrutarea de oameni care să aibă grijă de acest server. Așa că vedeți și voi, notificat, cine mă... Așa că vedeți și voi faptul adăugat în grupul Karate Gym House. Cine e asta? În fine. Bun.
Revenind, nu mai poți să recrutezi după metodele tradiționale, nu mai e ca în trecut când erau 300 de aplicații la helper și nu știai cum să le iei și nu știai pe cine să accepti. Acum chiar nu știi pe cine să accepti pentru că nu sunt oameni care aplică, nu există wanted, nu. Adică uitați-vă și voi, din 620 și un pic de oameni care suntem online, uitați și voi cât sunt AFK aici. Deci uitați cât sunt AFK, eu sunt tare curios. Cred că sunt vreo 420 AFK, dacă nu mă înșel. Hai să vedem dacă cât sunt AFK. Rugăm un admin să ne spună și nouă cât sunt AFK. Salut! Câți jucători sunt AFK în total? AFK list, mersi. Bun, asta ca să nu stai eu să-i număr pe toți 650. Sper că nu o să-mi spună că e ceva confidențial, că mor. Bun, că nu este, asta nu să zic. Bun, vedem și noi, n-are niciun wanted. Asta înseamnă că vom merge... Nu, vom merge aici, la casino. Vom merge la casino pentru că am înțeles că astăzi m-am uitat la horoscop. Astăzi o să am o zi norocoasă. Așa că hai să vedem. Salutare, salut, Spin. Ia să vedem. Filmez, domnule, bun, ia să vedem. Bet, hai pe un ca. Măcar 500, mamă, mersi mult. 500 de jucători AFK, ești nebun? 500 de jucători AFK din 628 conectați. Wow. Asta ca să vă faceți... Deci nu-mi vine să cred, efectiv. Asta ca să nu mai spuneți că am făcut un clip în trecut în care am zis că bizonul ăsta moare de tot și am primit destul de multe comentarii cu... Opa, am câștigat 10K. Gata, frate, v-am spus, e ziua mea norocoasă astăzi. Ceva CV gen vedetă, cel mai tare admin, 478, este civil. Ha, mă, frate, civil, că n-ai cu un hitman rank 5 ceva. În fine, v-am spus că este ziua mea norocoasă astăzi. Filmăm. Am vrut să mai zic ceva, dar am uitat ce am vrut să zic. Bun, salutare, salut și da subscribe. A, de jucători. Deci efectiv nu-mi vine să cred că sunt 500 de jucători AFK și 628 conectați. Și ziceam în trecut că am făcut un clip în care a spus că o să moară de tot bizonul. Iar voi a spus, ei Swift, ce zici frate, care are 650, pe ăsta are pe 2 RPG încă 500, are 1000 și bizon e top, e forță. Nu-i top, nu-i forță, pentru că sunt 626 de jucători conectați, de care 500 sunt AFK. Atenție, deci mult mai mult decât jumătate sunt AFK pe server, deci nu joacă. De unde să alegi din ăștia helper, admin? Și stați puțin, stați secundă, puneți... N-am pus la socoteală faptul că foarte mulți își fac conturi pentru referral, adică aceeași persoană face 10 conturi, le bagă pe slip și folosește sistemul de referral ca să facă bani. Deci, pe lângă ăștia, nu sunt 627 de persoane individuale, sunt 627 de conturi și mult mai puține persoane, pentru că v-am spus, o persoană poate să aibă mai multe conturi. Ceea ce înseamnă că nu este deloc de mirare faptul că s-a recurs la a aduce în staff jucătorii vechi de pe Bizon și nu a deschide o sesiune de recrutare cu aplicație, cu nu știu ce, pentru că nu ar fi existat de unde să alegi și sunt conștienți de treaba asta și cei din staff, cei care au gândit treaba asta, sunt și ei foarte conștienți pentru că n-ai de unde să alegi, efectiv. Așa că o mișcare foarte interesantă de a aduce pe cei care au fost în staff, întrebarea este acum cine vrea să fie în staff, din nou. Și pentru că de obicei cineva care a plecat din staff a plecat fie cu demisie pentru că nu mai avea timp, fie a fost dat afară. Și din ăștia doi, cred că cel mai probabil cel care a revenit înapoi este cel care a fost dat, care a fost dat afară, pentru că n-a vrut să plece. De la care a pus demisia la staff, cu siguranță a vrut să plece din staff. Așa că este destul de delicat. Apropo, scria acolo faptul că și cei de pe RPG3 care au avut admin până să se facă fuziunea. Atenție! Deci, și cei de acum mai mult timp, anul zicea acolo că maxim un an și ceva de când ai avut funcția. Păi da, dar RPG trebuie să a făcut fuziunea acum vreo 2 ani. În fine, nu mai contează. Cine știe, poate am înțeles eu greșit. Da, zicea acolo că și adminii de pe 3 pot face cererea. Cred că adminii de pe 3 care au venit după fuziune, cred. Cred că la asta se referă. Dar ce-i drept, e disperare foarte mare în căutare de staff și să înțelege treaba asta pe cât se poate. Și na, v-am spus, jocul ăsta la un moment dat se va duce și el, că doar na. De ce am reaplicat în staff? Poate ați rămas cu gura căscată. Poate, dacă eu eram admin 4 acum, treaba care trebuia să fie făcută acum era mult mai puțină decât treaba pe care o făceam eu odinioară la admin 4, pentru că acum vedeți și voi cât de puțin jucători sunt. Și am luat și chestia asta în calcul în momentul în care am reaplicat pentru admin. Am luat în calcul faptul că făceam totodată treabă împreună cu voi pe filmare și totodată chiar îmi pria treaba de admin 4, pentru că încă o dată mă distram prin facțiuni
pentru YouTube și în timpul ăsta îmi făceam și treaba, deci era un schimb benefic. Eu profit de faptul că pot să filmez pe YouTube mai multe chestii, facțiuni și așa mai departe de la admin, iar ei profită de mine prin faptul că fac treaba de admin și am grijă de server fără să mă plătească nimeni, pentru că da, este un serviciu benevol, pentru că gold ăla nu sunt bani real, nici n-ar avea de unde să dea bani real și înțeleg perfect pentru treaba asta, dar este o profitare reciproc. Ar fi fost un profit reciproc, să zicem așa, dar după cum vedem n-a fost să se întâmple. Mi-a plăcut tot timpul la buff injection ăsta, faptul că are motorul acolo în spate și poți să vezi cum se învârt, cum se învârte cureaua aia la motor. Bun. Nu mai există suspect pe aici. Vedeți, deci nu ai ce să mai faci. Zău, paintball 0, totul 0. Așa că acest episod de astăzi se va apropia și el cu pași repezi de final. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la el și că ați acordat din viața voastră vreo 20 și un pic de minute, pentru că a avut și promovare, deci vreo 19 minute, cred eu, că am filmat astăzi. Aveți grijă de voi. Vă urez de pe acum Paște fericit, vacanță frumoasă pentru cei care am intrat acum în vacanță, aici mă refer la facultate, cei care sunteți deja în vacanță, în continuare vacanță frumoasă, aveți grijă de voi, sănătate vouă, tuturor și familiei, și să aveți parte numai de bucurii. Dacă doriți să vedeți ce se mai întâmplă cu mine în timpul ăsta, cât timp sunt plecat într-o mini-vacanță, puteți să aruncați un ochi pe Instagram SwiftyGamingRo, pe Facebook aruncați un ochi la Daniel Florian Stoian, iar toate aceste link-uri le puteți găsi în descrierea acestui clip. Cu acestea fiind spuse, aveți grijă de voi și pentru ultima oară înainte de acest Paște 2021, stay close, bye!